Adriana Cotora este educatoare în localitatea doljană Lipovu. În fiecare zi face naveta din Craiova cu un microbus pe care îl ia din autogară. Banii pentru drum, 200 de lei lunar, îi plătește din salariu care nu este prea mare. Nu știe cât va mai suporta situația. Eu sunt titulară a școlii din 2010 și n-am primit niciodată bani de decontare. Este valoarea destul de mare, de aproape 200 de roni contează. Salariile oricum sunt foarte mici. Și în oraș? Și microbus? Abonamentul de oraș este 50 de roni. În aceeași situație sunt și alți dascăli care predau de an bun copiilor din localitatea Lipovu. Din anul 2010 speră că primăria le va deconta naveta, însă fără succes. Un profesor, de exemplu, cu gradul 2, care are un salariu de aproximativ 10 milioane, dă 2 milioane la navetă, mai dă 500 de mii în oraș, cu ce bani mai ajunge acest om acasă? Este din ce în ce mai greu. Credeți-ne, suntem dezamăgiți din cauza acestei probleme. Vă dați seama că și în cadrul colectivului este o tensiune permanentă, mereu discutăm de navetă, când se ridică o problemă să facem. Bun, dar pe ce să facem? Facem eforturi. Tăiem, știți cum se face, tăiem din altă parte. Adică în loc să îți faci un concediu mai lung, faci mai scurt. În loc să cumperi cine știe ce, haine mai bune, cumperi mai ieftine. Cine crede că mă va face pe mine sau pe alții să dăm înapoi, neplătindu-ne naveta, ne dând salariile la timp, se înșală. Deci se înșală amarnic. De la autoritățile locale din Lipovu nu am reușit să aflăm prea multe lucruri. Edilul localității a intrat în concediu medical, iar viceprimarul susține că nu cunoaște situația. Eu ca viceprimar mă ocup de legea 416, deci nu pot să vă spun mai multe despre decontarea navetei. Eu sunt nou în această instituție, am un an și câteva luni, deci nu știu atât de multe despre. Domn primar, de când este în concediu medical? De ieri este în concediu medical. De astăzi nu mai vine la primărie. Deci inclusiv de ieri a fost în concediu medical, are 5 zile de concediu medical. Săptămâna viitoare îl putem găsi? Ce să vă spun, în funcție de starea de sănătate a dumnealui, probabil să mai prelungească sau vină la serviciu, astea nu mai pot să vă spun eu. Potrivit legii, profesorii care fac naveta trebuie să primească locuință de serviciu ori să li se deconteze transportul pe mijloace publice. Sute de cadre didactice au dat primăriile în judecate pentru a-și câștiga drepturile salariale. Cea mai dramatică situație este cea de la Lipov, unde acolo primăria chiar nu dorește să deconteze cheltuielile de navetă. Avem o restanță din 2010. Deja dacă vrem să dăm în judecată, anul 2010 nu mai poate fi recuperat, pentru că este o diferență de 4 ani și practic se clasează anul respectiv. După aceea avem alte situații, cum este cea de la Călăraș, în care am câștigat un proces pe decontarea cheltuielilor de navetă, s-au făcut executările respective și acum situația se repetă. Primăria iarăși nu vrea să deconteze cheltuielile de navetă. În localitatea doljană Lipovu sunt 25 de dascăli navetiști care de 4 ani fac naveta pe banii lor. Probleme cu decontarea banilor mai sunt și în localitățile Caraula, Verbița și Sadova.